Scumpi frați și surori, stimați oaspeți, invitați, slăvim pe Domnul pentru harul pe care l-am experimentat împreună în această seară până în acest moment. Îi mulțumim că prin Duhul Sfânt este prezent aici, ne-a atins inimile, ne-a cercetat sufletele și ne-a făcut să ne bucurăm de această minunată și odihnitoare prezență a slavei sale. Vă îndemn să deschidem cuvântul Domnului și să citim un pasaj din Sfânta Scriptură, prin care Domnul dorește să vorbească inimilor noastre și în puterea căruia dorește să lucreze în viața noastră în această seară. Citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, de la versetul 1 la 10. Pagina 1014 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, capitolul 19. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea, din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Prețuim în continuare acest eveniment deosebit, această ocazie prețioasă pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi, Dumnezeu a creat-o pentru tine, iubit ascultător, care ne oferă nouă oportunitatea să stăm în prezența Domnului Iisus, să ascultăm glasul Său prin cuvintele Sfintelor Scripturi și să beneficiem de harul lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, care prin Evanghelie este descoperită și este transmisă oamenilor de pretutindeni. În seara aceasta noi credem, și asta e bucuria noastră cea mai înaltă, că în locul acesta, prin Duhul Sfânt, însuși Mântuitorul Iisus Hristos este prezent. Este o bucurie, este o întărire pentru sufletele noastre, cuvântul Mântuitorului, prin care ne-a asigurat că acolo unde doi sau trei se adună pentru numele Său, El este deja prezent în mijlocul lor, se simte bine în mijlocul lor și revarsă harul Său, care aduce mântuire pentru toți oamenii. În seara aceasta avem prilejul să-L privim în Scriptură pe Dumnezeu în căutarea păcătoșilor pierduți. Mântuitorul Iisus Hristos a afirmat așa de clar, ca să înțeleagă oricine, care a fost scopul pentru care s-a coborât din eternitate, din slava lui Dumnezeu în lumea noastră, născându-se printr-o fecioară, devenind om ca și noi, într-un trup omenesc al nostru, dar fără păcat, și a trăit o viață pe pământul acesta exemplar înaintea lui Dumnezeu, fără păcat, fără nelegiuire în viața sa, dar ca un om al suferinței, obișnuit cu suferința, om al necazurilor, și scopul pentru care el de bună voie a acceptat aceasta, așa a făcut-o, a fost declarat de el în versetul 10, pentru că Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta era misiunea lui pentru care a venit în lumea aceasta și în această seară avem posibilitatea să-l vedem la lucru și să vedem cum a căutat și cum a salvat ce era pierdut. Pentru că Biblia vorbește despre toți oamenii care s-au născut pe pământul acesta și cei care mai trăiesc încă pe acest pământ și spune: toți au păcătuit,
Toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți sunt pierduți de la fața lui Dumnezeu, toți au nevoie de mântuire. Asta e vestea cea bună în seara aceasta, că cel ce a fost rânduit de Dumnezeu să fie mântuitorul tuturor oamenilor este prezent aici și este prezent cu gândul și dorința să mântuiască ce este pierdut. Amin. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum lucrează Dumnezeu, cum mântuiește Dumnezeu pe păcătoși, cum mântuiește El pe cei care sunt pierduți. Și în primul rând, aș vrea să spun că pentru a mântui pe cei pierduți, Dumnezeu creează ocazii deosebite. Dumnezeu creează evenimente deosebite. Iar seara aceasta este un eveniment deosebit în orașul nostru. Este un eveniment atipic. De regulă, miercuri seara, în adunările noastre, nu este un serviciu divin. Nu este o lucrare de evangelizare, de regulă. Ocazional însă, cum este și de data aceasta, există o astfel de oportunitate și noi credem din toată inima că Dumnezeu este Cel care a creat oportunitatea aceasta. Mântuire înseamnă să fructifici oportunitatea pe care Dumnezeu o creează pentru tine. În Evanghelia după Luca găsim două ocazii, sunt multe. Dar vreau să mă refer la două oportunități pe care le-a creat Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, pentru doi oameni și cu același scop să mântuiască și pe unul și pe celălalt. Numai că unul a fructificat ocazia aceasta și este cel despre care am citit noi și Mântuitorul Iisus Hristos a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, a intrat mântuirea în sufletul acesta, în viața acestui om. Celălalt însă a pierdut ocazia. Și Domnul Iisus Hristos, în momentele în care s-au întâmplat aceste două lucrări, era hotărât, îndreptat spre Ierusalim, era ultima lui călătorie spre Ierusalim, știa că acolo îl așteaptă suferințele finale ale misiunii sale pământești, le-a spus ucenicilor pe drum, iată că ne suim la Ierusalim și acolo Fiul omului va fi prins, va fi dat în mâinile celor fără de lege, care îl vor bate, care îl vor biciui, care îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Ceea ce însă este important pentru noi este că aceasta era ultima călătorie a Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta spre Ierusalim, înainte de suferințele sale, de jertfa sa și apoi înainte de învierea sa și înălțarea sa în slavă la dreapta lui Dumnezeu. În această ultimă călătorie spre Ierusalim, Domnul Iisus a oferit o ultimă șansă, o ultimă oportunitate la doi oameni. Amândoi erau bogați. Amândoi erau bogați. Se afla într-o anumită cetate Domnul Iisus în drumul acesta spre Ierusalim și citim în cuvântul lui Dumnezeu, în Marcu, în capitolul 17, tocmai când era gata să pornească la drum spre Ierusalim și era ultima lui călătorie înainte de patima sa, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur. Și apoi Domnul Iisus Hristos l-a călăuzit pas cu pas pe acest om care era tânăr, care era un învățător al legii, care era foarte bogat, spune cuvântul lui Dumnezeu, spre veșnicie și i-a pus în față posibilitatea de a căpăta viața veșnică. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa, mâhnit de cuvintele lui, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Și Iisus a plecat mai departe, și Iisus a plecat spre Ierusalim, și omul acela a pierdut ultima ocazie pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să capete viața veșnică, ca să fie mântuit. Avem însă în fața noastră o experiență fericită. În același drum, Domnul Iisus Hristos a creat o oportunitate și a dat o ocazie altui om să caute, să găsească mântuirea și să îl întâlnească pe Dumnezeu. Iar omul acesta se numea Zacheu. Aș vrea să devenim conștienți de un lucru, iubiți ascultători, în seara aceasta. Dumnezeu, în îndurarea Lui, creează ocazii și oportunități care uneori sunt unice, ca noi să-L putem să-L cunoaștem, ca să putem primi mântuirea și să fim asigurați pentru viața veșnică. Uneori, ocazia aceasta Dumnezeu o creează în urma unei invitații.
Poate că în seara aceasta te afli aici pentru că cineva ți-a înmânat o invitație sau ți-a adresat-o verbal sau te-a rugat frumos și insistent și în cele din urmă ai cedat. În felul acesta, Dumnezeu adeseori îi cheamă pe oameni în prezența sa și lucrează în viața lor mântuirea. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan că într-o zi Domnul Iisus Hristos trecea printr-un anumit loc, Ioan Botezătorul era cu ucenicii lui și când l-a văzut a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul l-au părăsit pe Ioan și au mers după Iisus și apoi au rămas cu el pentru că au zis ei, am găsit pe acela despre care a vorbit legea și prorocii, pe Mesia. S-au dus fiecare și au găsit pe cineva și au adresat o invitație. Dar vreau să mă refer la Filip, care l-a găsit pe Natanael, un prieten, și a spus, noi am găsit pe acela care este mântuitorul lui Israel. Și Natanael a avut îndoielile lui și a spus, unde l-ați găsit voi? Păi este un om din Nazaret, poate să iasă ceva bun din Nazaret. Filip i-a spus, vino și vezi. Și l-a adus la Iisus. Îndată ce l-a văzut, Iisus i-a spus, iată într-adevăr un israelit în care nu este vicleșug. Și Natanael a fost uimit și l-a întrebat, Doamne, de unde mă cunoști? Și Mântuitorul i-a spus, te-am văzut mai dinainte să te cheme, Filip, când erai sub smochin. Și el a recunoscut atunci că stă în fața aceluia care este Dumnezeu cu adevărat, slăvit să fie Domnul. Iată ce înseamnă o invitație pe care o face cineva călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Iată ce poate să însemne răspunsul la o invitație pe care Dumnezeu o trimite în felul acesta. Uneori este un eveniment care se produce. Și ce am citit noi în seara aceasta, cu adevărat a fost în ziua aceea un eveniment. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Toți oamenii vorbeau, căci profetul din Nazaret, Iisus Hristos din Nazaret, trece prin Ierihon. Și evenimentul acesta a ajuns și la cunoștința lui Zacheu. Și Zacheu auzise despre el. Auzise lucruri care l-au impresionat, care l-au lăsat pe gânduri, care i-au născut întrebări și n-avea răspuns pentru întrebările sale. Și când a aflat de evenimentul acesta, că profetul acela despre care se vorbeau atâtea trece prin Ierihon, găsim că Zacheu a avut dorința aceasta, vreau să-l văd, vreau să văd cum arată, cine este, ce fel de om este acesta. Uneori, evenimentul creat de Dumnezeu este determinat de o experiență poate grea, dureroasă de viață. Biblia ne spune că odată era o femeie în Israel, bolnavă de ani mulți de o anumită boală, și a auzit că trece Iisus prin cetatea ei. Și femeia aceasta și-a zis, dacă m-aș atinge măcar de poala hainei lui, m-aș vindeca. Și femeia aceea împinsă de nevoia ei, pentru că de mulți ani era bolnavă și fusese la mulți doctori și nu găsise ușurare, s-a hotărât să folosească prilejul acesta în care profetul despre care auzise ea trecea prin cetatea ei, s-a dus, s-a atins de el și a fost vindecată, slăvit să fie Domnul. Iubiți ascultători, seara aceasta constituie un eveniment creat de Dumnezeu pentru fiecare din noi, ca Dumnezeu să ne vorbească, slăvit să fie El. Un lucru necesar pentru ca să poți găsi mântuirea lui Dumnezeu, trebuie să recunoști setea și nevoia pe care Dumnezeu ți-a pus-o în inimă. Nu era deplin conștient de aceasta Zacheu, dar a fost mânat de lucrul acesta. Biblia ne spune că era un mai mare al vameșilor. Era un om cu o poziție destul de înaltă în societate, era un om bogat, așa după cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, era un om cu relații, chiar dacă oamenii îl priveau cu rezervă, pentru că era un vameș, era în slujba romanilor, dar din punct de vedere pământesc se bucura de multe privilegii. Totuși, adânc în inima lui avea o neîmplinire, avea o dorință, avea o căutare care încă nu-și găsise răspunsul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici unde am citit noi, și un om bogat numit Zacheu, mai marele vamișilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Ce ne spune Scriptura aici este că această căutare în inima lui Zacheu a fost una serioasă, a fost una căreia el i-a dat atenție și la care n-a renunțat așa de ușor. A întâlnit obstacolul acesta, era prea mic,
Mulțimile curioase să-L vadă pe Iisus erau mai înalte, se ridica pe vârfuri să se uite și nu vedea și putea să renunțe. N-a renunțat. Din context înțelegem că El s-a interesat și a zis, nu știți pe ce rută va merge, nu știți în ce direcție o ia. Și a aflat de undeva că merge în direcția Ierusalimului. Atunci știa care este direcția aceasta și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, a alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să meargă. Toate aceste lucruri ne arată că în inima lui Zacheu era o preocupare. Dorea să-l vadă pe Iisus și ținea la lucrul acesta și nu s-a lăsat descurajat așa de ușor. Dacă n-a putut să-l vadă acolo unde era cel mai aproape de el, s-a interesat pe ce rută merge, a alergat dinainte, spune Scriptura, și pentru că a vrut să se ascundă de oameni, că era un om în toată firea și era o persoană publică, s-a urcat într-un pom, s-a ascuns între ramuri și între frunze și stătea acolo, măcar printr-o fereastră îngustă, să-L vadă când trece să știe cum este Iisus. Primul lucru necesar care ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu pentru un suflet, ca să caute și să găsească mântuirea lui Dumnezeu, este să recunoască faptul că în inima sa adânc este o sete, este o căutare care nu și-a găsit împlinire până acum în nimic. Iubiți ascultători, Dumnezeu ne-a creat pe noi pentru El. Și nevoia cea mai înaltă a ființei noastre este să-L cunoască pe El, să se odihnească în El. De aceea împlinirea nu vine de la bani, nu vine de la educație, nu vine de la o poziție înaltă, de la oportunități ale vieții, chiar dacă ele sunt de folos pentru viața noastră trecătoare. Împlinirea sufletului vine atunci când îl cunoști și îl întâlnești pe Cel ce te-a creat. Dacă eu avea nevoie de asta. El a recunoscut nevoia lui și nu s-a lăsat împiedicat de nimic, a alergat înainte și s-a suit într-un dud, pentru că era hotărât să folosească oportunitatea aceasta. Mă rog Domnului, ca în seara aceasta, fiecare din noi să avem dorința să folosim ocazia pe care a creat-o Dumnezeu. Amin. Apoi, găsim că Zacheu a descoperit în ziua aceea că mai mult decât dorea el să-l vadă pe Iisus, Iisus era în căutarea lui. Și chiar dacă el se credea în afara sferei vizuale a lui Iisus, Scriptura spune, când a ajuns la locul acela, Iisus și-a ridicat ochii și a zis, Zacheie, și îmi imaginez surprinderea lui Zacheu, când s-a întâlnit cu privirile lui Iisus, când a văzut că este descoperit acolo în locul în care se află și l-a mai auzit și rostind numele lui, Zacheie, de parcă se știau de o viață. Și Biblia ne lasă să înțelegem că s-au întâlnit întâia dată atunci. Atunci Zacheu a descoperit că acest profet despre care oamenii vorbeau în atâtea feluri, după care inima lui tângea într-un anumit fel, îl cunoaște, știe cine este, știe unde este și știe ce frământări are în inimă. Binecuvântat să fie Domnul! Realitatea este că Cel ce ne-a creat pe noi și ne-a făcut așa cum a dorit El, nu cum am dorit noi, nici măcar cum au dorit părinții noștri. Și Psalmul 139 spune, Dumnezeu ne-a întocmit în chip tainic în pântecele mamei noastre, ne-a dat trăsăturile stabilite de El, ne-a stabilit lungimea vieții pe care a decis-o El și ne-a făcut făpturi așa de minunate, asemenea chipului Său slăvit, mărit să fie Domnul. Iubit ascultător, în seara asta nu ești aici prin întâmplare. În seara asta foarte mulți dintre cei prezenți aici, poate nu știu cine ești, nu știu cum te numești, nu știu care este viața ta, trecutul tău, frământările tale, dar vreau să te asigur că Cel care a înviat a treia zi după ce a fost răstignit, Iisus Hristos Domnul, este prezent în locul acesta. Se oprește în fața ta și te privește, te știe dinainte de a fi existat. David spune, pe când eram doar un plod fără chip, tu mă știai. Și tu stabilisei numărul zilelor mele înainte să fi fost măcar una dintre ele. Da, El ne cunoaște. Și în seara aceasta, El a rânduit această seară ca să te întâlnească, ca să te încredințeze că te cunoaște, știe frământările tale, știe eșecurile tale, știe temerile tale, știe nesiguranța vieții tale și știe că nu ești mântuit.
El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mărit să fie Domnul! Ce ocazie minunată! Ce har prețios ne oferă Dumnezeu nouă în seara aceasta! Să aflăm că această oportunitate este creată de El, că El ne întâlnește într-un mod personal și ne arată că ne cunoaște și ne știe frământările și că El are soluție și răspuns la toate problemele noastre. Amin! Dar dacă El l-a întâlnit pe Zacheu și s-a descoperit că îl cunoaște, că îl știe, că știe unde este, că știe ce este în inima lui, El i-a vorbit cu autoritatea Creatorului Său, cu autoritatea Dumnezeului care ține în mână toate lucrurile și El i-a poruncit: Zacheie, coboară-te! Prin aceasta Domnul Iisus i-a cerut lui Zacheu ascultare față de sine. Zacheu era un om obișnuit, ceilalți să asculte de el. Era un mai mare, era un șef, era un mai mare al vameșilor. El dădea ordine și ceilalți ascultau. El avea dorințe și ceilalți le împlineau. De data asta, Mântuitorul i-a vorbit cu autoritate și a spus: Zacheie, dă-te jos de grabă. Zacheu, care nu era obișnuit cu o astfel de ascultare, nu era obișnuit să-i se vorbească în felul acesta, a recunoscut autoritatea aceluia care i-a vorbit, mai ales că Domnul Iisus Hristos i-a spus: ascultă, Zacheie, astăzi vreau să rămân în casa ta. Nu numai că Iisus te cunoaște, nu numai că Fiul lui Dumnezeu știe cine ești, ce frământări ai, ce frustrări ai, și că El are răspuns și soluție pentru toate frământările tale, dar El vrea să-ți ofere compania și prietenia sa pentru tot restul vieții și pentru toată veșnicia. Domnul i-a spus: Zacheie, vreau să intru în casa ta, vreau să mă apropii de tine, vreau să stau la masa ta, vreau să petrec timp cu tine. Nu se așteptase la aceasta Zacheu. Asta era cu totul uimitor pentru el, iar dincolo de tot ce și-a putut el imagina. Însă lucrul bun care s-a întâmplat este că Scriptura spune: Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Două lucruri s-au întâmplat acolo din partea lui Zacheu care au avut importanță în ochii Domnului Iisus Hristos. În primul rând, Zacheu a ascultat. Îndată, cu bucurie, a ascultat și s-a coborât. În al doilea rând, Zacheu s-a vulnerabilizat înaintea lui Dumnezeu. Zacheu s-a pus într-o situație delicată în fața oamenilor din jurul lui. Mulți dintre ei îl cunoșteau. Era o figură publică în cetatea aceea. Era o umilire pentru el să coboare din pomul acela în văzul atâtor oameni. Când a urcat acolo, nu l-a văzut nimeni. S-a urcat din timp, s-a ascuns și s-a asigurat că nimeni nu-l va vedea în poziția aceea incomodă pentru el. De data asta, Mântuitorul Iisus i-a cerut public: coboară-te, coboară-te repede. Și Zacheu a ascultat de Iisus. Zacheu s-a smerit înaintea lui Iisus. Nu i-a păsat de părerea celorlalți oameni, nu i-a păsat cum îl vor judeca oamenii, cum vor evalua ei atitudinea lui. Un singur lucru: a iubit glasul acela care l-a numit pe nume, a simțit căldura inimii aceleia care îl cunoștea și era interesată de viața lui și a fost hotărât să asculte și să coboare. A coborât îndată și l-a primit în casa sa. Iubit ascultător, mă rog ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să-ți deschidă inima, să înțelegi ceea ce îmi place să repet, pentru că sufletul meu a beneficiat din aceasta și multe suflete, să repet acele versuri care sunt adevărate întotdeauna când un păcătos vine în contact cu Evanghelia lui Dumnezeu. Sunt versuri pe care noi le rostim și care spun: o zi de cercetare are fiecare, un ceas de întâlnire cu Iisus. Zacheu a avut o zi de cercetare, a fost ultima lui zi de cercetare. A avut un ceas în care el a avut doar să-l vadă pe Iisus, dar Iisus a avut mai mult, a vrut să-l întâlnească pe Zacheu, a vrut să-l cunoască pe Zacheu, a vrut să-l mântuiască pe Zacheu și să intre în casa lui, mărit să fie Domnul. Asta e dorința Fiului lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, și pentru asta îți cere să-l asculți, să asculți de cuvântul său, să asculți de Evanghelie. Într-o zi, mii de oameni au auzit Evanghelia predicată în puterea Duhului Sfânt.
Au înțeles că Dumnezeu le vorbește, cuvântul Domnului le-a răscolit sufletul și oamenii într-un glas au strigat: fraților, ce să facem? Și Petru, pentru că el a predicat în ziua cincizecimii, le-a zis: pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, fie iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Știți ce s-a întâmplat în ziua aceea? Scriptura spune: cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ăștia au fost oameni care au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, oameni care s-au pocăit de păcatele lor, adică au mărturisit păcatele lor lui Dumnezeu, au recunoscut că păcatele lor îi despart de Dumnezeu, vor atrage judecata lui Dumnezeu și că Dumnezeu este drept în judecata sa. Dar mărturisind păcatele lor, au implorat harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și Scriptura spune: dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, este credincios ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Amin. Zacheu a ascultat. Mântuirea înseamnă să folosești ocazia pe care o creează Dumnezeu pentru salvarea sufletului tău. Mântuirea înseamnă să asculți cuvântul lui Dumnezeu care ți se adresează, cuvântul tău care îți cere smerire înaintea lui Dumnezeu, mărturisirea păcatelor, recunoașterea nevoii de mântuire și că doar Iisus Hristos poate să dea mântuirea aceasta. Amin. Dar, domnilor și doamnelor și iubiți frați, mântuire înseamnă o viață schimbată. Dovada că cineva a fost mântuit cu adevărat este atunci când viața omului aceluia este transformată, este schimbată. Spune cuvântul Domnului că în vremea ce se întâmplau toate aceste lucruri, niște oameni rău intenționați, insensibili la cuvintele lui Hristos, l-au judecat și au zis: iată, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Atunci, când se spune Biblia, Zacheu s-a ridicat și probabil că și aceștia care îl judecau erau acolo la momentul acela și a zis: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și celor pe care eu i-am nedreptățit într-un fel sau altul, de 4 ori le dau înapoi. Această atitudine a lui Zacheu a arătat că în viața lui s-a produs ceva. El era un mai mare al vameșilor, era un om obișnuit să primească. Era obișnuit să acumuleze, era obișnuit să strângă, de aceea era și un om bogat. Acum s-a schimbat ceva în viața lui. Acum perspectiva asupra vieții s-a schimbat, s-a înnoit și Zacheu dintr-o dată a văzut nedreptatea în care a trăit. Păcatele în care a trăit, nu numai că le-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu, a dorit așa de mult să o rupă cu păcatele acestea, să repare tot trecutul și toate lucrurile pe care le-a făcut când nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și din proprie inițiativă a zis: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. În seara aceasta noi am auzit o provocare. În seara aceasta am auzit despre situația din Venezuela. În atâtea amănunte, mărturisesc că nici eu n-am cunoscut situația de acolo, așa cum am aflat-o în seara aceasta. Foarte mulți oameni săraci acolo, lipsiți și la limita existenței. Omul acesta s-a ridicat și a spus: jumătate din averea mea o dau săracilor și celor pe care eu i-am nedreptățit le dau înapoi de 4 ori. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dorința lui de câștig, cea veche, s-a dus. Pornirea lui de a înșela pe oameni și a lua mai mult de la ei decât se cuvenea, s-a dus. Și toate lucrurile pe care le-a făcut mai înainte s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În viața lui a apărut o noutate de pe care n-a știut până atunci. Dorința de a ajuta pe cei în nevoi. Dorința de a se sacrifica pentru cei în lipsuri, dorința de a reface inechitățile pe care le-a săvârșit și de a compensa atât de generos, de 4 ori mai mult.
Când a văzut Domnul Iisus Hristos aceasta și când a auzit cuvintele Lui, Mântuitorul a rostit acele cuvinte. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. În seara aceasta eu cred că Domnul vrea să ne cerceteze pe toți prin cuvântul Său. Nu doar oaspeții și prietenii, ci chiar noi cei care cunoaștem cuvântul Domnului de-o vreme, umblăm pe calea Domnului de-o vreme, pentru că în seara aceasta Domnul ne cheamă să reevaluăm mântuirea noastră din nou. Suntem noi mântuiți sau nu suntem? Aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel scria credincioșilor din biserica din Corint, în a doua lui epistolă, în capitolul 13, versetul 5, și spunea, fraților, pe voi înșivă încercați-vă, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Mai recunoașteți voi că Hristos locuiește în voi? Testați-vă din nou, luați-vă din nou temperatura spirituală. Și în seara aceasta, Domnul ne cheamă să analizăm unde ne aflăm noi pe calea aceasta a apropierii noastre de El. Cum stăm noi cu ascultarea de Domnul? Pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Bine este să-i slujim lui Dumnezeu, bine să facem lucrări pentru numele Său, misiune și altceva, dar ceea ce prețuiește Domnul mai mult decât astea este ascultarea de cuvântul Său. În ziua veșniciei, spunea Mântuitorul, că vor fi niște oameni care vor fi refuzați de Mântuitorul ca oameni salvați, ca oameni mântuiți care să aibă parte cu El în veșnicie. Și oamenii aceia vor spune, Doamne, dar noi am făcut multe lucruri pentru Tine și lucrurile pe care le menționează ei sunt din alea deosebite, care uimesc. Și Mântuitorul nu lasă să se înțeleagă că ei n-au făcut așa ceva. Mântuitorul le spune altceva, voi n-ați ascultat cuvintele Tatălui Meu. Pentru că acele cuvinte sunt spuse în contextul în care El zice, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în cer. Și cel ce împlinește cuvintele Tatălui Meu care este în cer. Cum stăm cu ascultarea? Cum stăm cu ascultarea în orice cuvânt al lui Dumnezeu și cu dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu și a o împlini în toate aspectele ei? Asta trebuie să fie o pornire a sufletului, nu numai când îl întâlnește pe Hristos prima dată, ci tot timpul vieții cu El până în ziua în care El va pecetui mântuirea celor aleși. Amin. Apoi, cât de reală este înnoirea vieții tale? Cât de adevărat este cuvântul care spune, cele vechi s-au dus, iată că lucruri noi a așezat Dumnezeu într-o viață care altădată era plină de păcat, era ostilă ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, dar acum este o viață nouă. Zacheu a fost o mărturie vrednică și demnă înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea spre încheiere, iubiți ascultători, să recunoaștem cu toți că ocaziile din viața noastră au o caracteristică, au o însușire. Ocaziile vin și se duc. În ziua aceea Domnul Iisus i-a dat lui Zacheu o ocazie. A intrat în Ierihon, a umblat prin centrul cetății probabil și a ieșit din Ierihon și s-a dus. Ocaziile vin și trec. Este o caracteristică a ocaziilor. Cât durează o ocazie? Pentru că noi recunoaștem în seara aceasta cu mulțumire Domnului că El a creat o ocazie, o oportunitate pentru noi. Ele vin și pleacă. Dar cât ține o ocazie? Uneori, o ocazie din aceasta favorabilă ține o zi. Lui Zacheu, Domnul Iisus i-a zis, astăzi trebuie să intru în casa ta. Astăzi pot să intru în casa ta. Dacă Zacheu a prins ocazia aceasta, a fost mântuit și Domnul a zis, mântuirea a intrat în casa lui. Dacă pierdea ocazia aceasta, nu mai era alta. Altădată, ocazia a ținut 7 zile. După ce Noe a construit o corabie, pentru că Dumnezeu vrea să salveze generația aceea de oameni din fața judecății pe care o hotărâse să o aducă peste tot pământul. Și a poruncit Noe, fă o corabie, pentru ca în corabia aceea să poată fi salvați toți cei ce vor dori să primească salvarea lui Dumnezeu. Și când corabia a fost gata și Noe a terminat-o,
și mijlocul acesta de salvare era integru, atunci Biblia spune că 7 zile ușa corăbiei au rămas deschise, ușile corăbiei au rămas deschise, și 7 zile Noe i-a chemat pe oameni. Haideți și intrați în corabie. Dumnezeu a pregătit un mijloc de salvare. Va veni judecata lui Dumnezeu și un potop mare va veni peste pământul acesta. Ușa este deschisă, intrați. 7 zile a fost ocazia oferită de Dumnezeu. A 7-a zi, ușa s-a închis, izvoarele, zăgazurile cerului s-au deschis, izvoarele adâncului s-au deschis, a început să plouă, apa s-a ridicat deasupra munților și cei ce au fost în corabie, cine era în corabie? Era Noe și nevasta lui, fiii lui și nevestele lor, animalele și păsările pe care Dumnezeu le-a... Și câți oameni mai erau dintre ceilalți? Niciunul. 7 zile. Corabia a fost deschisă, oamenii au fost chemați, Dumnezeu a dat o ocazie minunată, o șansă minunată oamenilor din vremea aceea, dar au pierdut-o. Altădată, ocazia lui Dumnezeu a ținut 40 de zile. Iona a fost trimis la o cetate împotriva căreia Dumnezeu rostise o judecată și l-a trimis cu un mesaj: încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Acele 40 de zile era ocazia minunată creată de Dumnezeu pentru salvarea celor oameni. Și Biblia ne spune că în acele 40 de zile oamenii ăștia s-au pocăit. Chiar împăratul s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos haina împărătească, s-a îmbrăcat cu sac, s-a așezat în cenușă, a strigat către Dumnezeu și a poruncit toată cetatea să strige către Dumnezeu. Dumnezeu a văzut ce făceau ei, spune Biblia, și s-a întors din mânia lui și nu i-a mai nimicit, slăvit să fie Domnul. Altădată, ocazia lui Dumnezeu a ținut 3 ani și jumătate. Când a ajuns pe drumul acesta la Ierusalim Domnul Iisus, și înainte de a coborî povârnișul acela să intre în cetate, a privit-o de departe și a plâns. Și a plâns și a zis: o, de-ai fi cunoscut-o măcar în această zi, vremea când ai fost cercetată. Vremea când ți s-a arătat har și îndurare. Și cât a fost vremea aceea? 3 ani și jumătate. Cât a propovăduit Mântuitorul Evanghelia, cât a umblat în mijlocul oamenilor, cât a săvârșit lucrările lui Dumnezeu, apoi s-a adus ca jertfă și îndurarea pentru Ierusalim s-a terminat. Și Ierusalimul a fost dărâmat și templul dărâmat și oamenii au fost uciși pentru că n-au cunoscut vremea îndurării lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, seara aceasta este o seară de har din partea lui Dumnezeu. În seara aceasta Mântuitorul ne spune nouă tuturor: astăzi, în seara aceasta, vreau să rămân în inima ta, vreau să rămân în casa ta. Zacheu s-a coborât cu bucurie, Zacheu a deschis ușa casei sale, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și Mântuitorul i-a spus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avraam. Doresc din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să atingă fiecare suflet în seara aceasta, să deschidă fiecare viață pentru Mântuitorul Iisus Hristos și să poată Mântuitorul să mărturisească despre fiecare: astăzi mântuirea lui Dumnezeu a intrat și în viața aceasta. Amin.